Vă salut, bunii mei prieteni. Pentru că nu răbdă până miercuri, eu cred că nu pot răbda până miercuri, o să vă spun o istorie acum neverosimilă, una incredibilă și una care poate părea aberantă pentru cei care sunt dominați de această presă manipulatoare și una care acționează în interesul lui Plahotniuc și altor clanuri mafiote. Presa, directorii de opinii, politicienii la ora actuală fac tot ce le stă în puteri să nu fie extradat Plahotniuc în Republica Moldova. Lui Plahotniuc acum îi arde fundul în pălălaie la mii de kilometri, că doar Procuratura Generală nu îi se subordonează. De săptămâna trecută a scăpat de mâini și Procuratura Anticorupție. Iar tot spectacolul ăsta cu Gațcan, care echipurile este sechestrat, căzătura asta umană a trecut în câteva mâini, doar în 24 de ore. Și stă bine mersi și râde de toată lumea asta, care la ora actuală îi crede pe cei de la televizor că el ar fi fost sechestrat. Acum am să vă spun istoria propriu-zis. O să încerc să vă explic de ce Plahotniuc îl vrea pe Năstase, prim-ministru al Republicii Moldova. Pare incredibil, nu? Dar este, cred că, singura posibilitatea lui Plahotniuc să aibă garanție că nu va fi extradat în Republica Moldova. Care judecător îl va extrada în Republica Moldova să fie persecutat ca Gațcan, ca alți deputați, de un prim-ministru care este dușmanul lui, primul dușman declarat, de un prim-ministru care în Piața Mare Adunări Naționale a vrut să facă papuci din pielea lui. Deci Plahotniuc, la ora actuală, este cel care îl vrea pe Năstase prim-ministru. Iar Năstase acum e la București și încearcă, prin Partidul Național Liberal din România, să facă tot ce îi stă în puteri pe lângă Partidul Popular European, să o determine pe Maia Sandu să voteze candidatura lui la funcția de prim-ministru. Ce face Maia Sandu în cazul ăsta? Maia Sandu stă de pândă. Stă de pândă pentru că Maia Sandu vrea să-și realizeze visul de aur a tuturor liderilor de pe dreapta din toate timpurile. Roșca a avut un vis de aur, Urechean a avut un vis de aur, Filat a avut un vis de aur, să rămână fiecare dintre ei singurul lider pe dreapta. Maia Sandu vrea să candideze la președinție și știe că nu va câștiga deja în fața lui Dodon, dar vrea ca în viitoarele alegeri parlamentare anticipate să rămână doar ea singurul lider pe dreapta, pentru că se pare că toți ceilalți vor rămâne dincolo de pragul electoral. Repet încă o dată, Plahotniuc la ora actuală îl vrea pe Năstase prim-ministru. Iar Năstase, din prostie omenească, acceptă jocul ăsta și chiar crede că va ajunge prim-ministru. Eu nu sunt sigur că el nu va ajunge prim-ministru. Eu cred că el poate să ajungă prim-ministru și să fie prim-ministru până în 1 noiembrie anul acesta, până la alegerile prezidențiale, sau poate un pic mai mult. Nici nu știu dacă îi trebuie mai mult acestui parvenit. Dar țara asta, în continuare, se duce în hău. Asta am vrut să vă spun. Această istorie incredibilă care se petrece acum, la acest moment. Eu vă doresc o zi bună în continuare. Urmăriți intervențiile noastre și vă aștept miercuri la 20:30 pe antimafie.md la exerciții de discernământ.